Un curs de miracole de Kenneth Wapnick, exerciții zilnice pentru studenți, lecția 69. Reproșurile mele ascund lumina lumii din mine. Nimeni nu poate contempla ceea ce ascund reproșurile tale. Deoarece reproșurile tale ascund lumina lumii din tine, fiecare stă în întuneric cu tine alături. Dar pe măsură ce vălul reproșurilor tale se ridică, ești eliberat împreună cu ceilalți. Fă-l acum părtaș la mântuirea ta pe cel care ți-a dat, pe cel ce ți-a stat alături pe când erai în iad. El îți este un frate în lumina lumii care vă mântuiește pe amândoi. Să facem astăzi o nouă încercare sinceră de a ajunge la lumina lumii din tine. Înainte de a întreprinde aceasta, în cadrul perioadei de exersare mai extinse, să dedicăm câteva minute reflectării asupra ceea ce încercăm să facem. Încercăm literalmente să venim în contact cu mântuirea lumii. Încercăm să vedem dincolo de vălul de întuneric care o ține ascunsă. Încercăm să facem ca vălul să fie ridicat și să vedem lacrimile Fiului lui Dumnezeu dispărând în lumina soarelui. Să începem astăzi perioada mai lungă de exersare prin deplina convingere că așa este și cu hotărârea sinceră să ajungem la ceea ce ne este mai scump decât toate. Mântuirea este singura noastră nevoie. Nu există alt rost aici și nicio altă funcție de îndeplinit. Învărțarea mântuirii ne este singurul țel. Să încheiem astăzi spre vechea căutare, găsind lumina din noi și purtând-o la vedere, ca oricine să o vadă și să se umple de bucurie. Într-o mare de liniște, cu ochii închiși, încearcă să te desprinzi de întregul conținut care îți ocupă de obicei conștiința. Gândește-te la mintea ta ca la un vast cerc înconjurat de un strat de nori grei și întunecați. Nu poți vedea decât norii pentru că pari a sta în afara cercului și întru totul despărțit de el. De unde stai, nu ai niciun motiv să crezi că există o lumină strălucitoare ascunsă în dărătul norilor. Norii par a fi singura realitate. Ei par a fi tot ce se poate vedea. Din acest motiv, tu nu încerci să treci prin ei și dincolo de ei. Acesta fiind singurul mod de a te convinge cu adevărat de lipsa lor de substanță. Vom face astăzi această încercare. După ce te-ai gândit la importanța a ceea ce încerci să faci pentru tine și pentru lume, încearcă să te așezi într-o liniște desăvârșită, amintindu-ți doar de cât de mult dorești să ajungi la lumina din tine. Astăzi, acum, hotărăște-te să treci dincolo de nori. Întinde-ți mâna și atinge-i mental. Dă-i la o parte cu mâna, simte cum ți se așează pe obraj, pe frunte, pe pleoape, pe măsură ce treci prin ei. Mergi mai departe, norii nu te pot opri. Dacă faci corect exercițiile, vei începe să ai senzația de a fi ridicat și purtat înainte. Micul tău efort și slaba ta hotărâre cheamă puterea Universului în ajutorul tău, iar Dumnezeu însuși te va înălța din întuneric în lumină. Ești în acord cu voia sa. Nu poți da greș, pentru că voia ta este și a lui. Ai încredere astăzi în tatăl tău și fii sigur că te-a auzit și ți-a răspuns. S-ar putea să nu îi recunoști deocamdată răspunsul, dar poți fi, cum nu se poate mai sigur, că el ți se dă și că îl vei primi cu siguranță. În timp ce încerci să treci prin nori spre lumină, caută să-ți păstrezi în minte această încredere. Caută să-ți aduci aminte că îți împreunezi în sfârșit voia ta cu cea a lui Dumnezeu. Caută să-ți păstrezi limpede în minte gândul că ceea ce întreprinzi cu Dumnezeu trebuie să reușească. Apoi lasă puterea lui Dumnezeu să lucreze în tine și prin tine, ca să se facă voia sa și a ta. În perioadele mai scurte de exersare, pe care vei vrea să le faci cât mai des posibil, având în vedere importanța ideii de astăzi pentru tine și fericirea ta, adu-ți aminte că reproșurile tale ascund lumina lumii de propria-ți conștiență. Adu-ți aminte, de asemenea, că nu o cauți de unul singur și că știi cu siguranță unde să o cauți. Spune deci,
Reproșurile mele ascund lumina lumii din mine. Nu pot vedea ce am ascuns, dar vreau ce am ascuns să-mi fie revelat, pentru mântuirea mea și mântuirea lumii. De asemenea, ia aminte să-ți spui, dacă nu trăiesc acest reproș, lumina lumii îmi va fi ascunsă. Dacă ești ispitit să ai ceva împotriva cuiva de-a lungul zilei de astăzi. În curs de mirare.